Știți foarte bine, Conte e ultima etapă de suspendare și avem interdicție, două interdicții astăzi, pentru meciul ăsta. Buturar și cu Rareș. Mico, nu? La cum a jucat, trebuie să-i dau eu interdicție ultimele două meci. Deci astea sunt probleme. Nu sunt probleme, știam. Deci avem soluții, deci nu e. Echipa e bine, deci așa nu prea jucau. Ne-am refăcut bine, sper. Deci am pasta două zile numai pe refacere și antrenamente de plăcere, tactice mai mult. Ne ducem în Giulești. Mâine o să facem antrenament acolo dimineață, la Mogoșoaia, stăm acolo și după aia la treabă, la meci. Așa, legat de moment, toată lumea, moralul foarte bun, pregătită. Ieri am avut o analiză scurtă așa legat de ce s-a întâmplat la meciul cu Petrolul. Am închis cu 3 puncte, asta contează. Ca joc, v-am zis și după meci, că nu am fost mulțumit, dar felul cum eu știu, au dus 90 ceva de minute și am luat cele 3 puncte care erau foarte importante. Asta ne obligă acum. Mergem să jucăm, cum am făcut-o tot timpul. Știm, eu mai ales știu ce înseamnă Giulești, atmosfera care e acolo. Dar chiar asta l-am spus ieri, că trebuie să fie pregătiți din punct de vedere, eu știu, mental, eu știu, ca atitudine, ca încredere. Ce l-am reproșat la meciul cu Petrolul, s-a văzut o teamă și nu trebuie să apară. Nu trebuie să apară teama asta. Ok, stresul, presiunea care a fost în jurul meciului, dar nu trebuie să apară, pentru că au făcut meciuri bune și eu știu la greșelile care le-am făcut, că au fost greșeli exact ca la meciul cu Botoșani. Am pierdut foarte multe mingi, am dat impresia că ei ne-au dominat, dar nu au avut ocazie așa mare. Ne-am uitat, au avut o singură ocazie în prima repriză, au avut un șut normal și repriza a doua a fost situația la corner. Dar așa, ocazii nu și-au creat foarte multe. Sunteți ultimul antrenor care a câștigat titlul în Giulești și cum credeți că veți fi primit? Bine mă gândesc. Și nu numai că am luat titlul. Am luat titlul și ca jucător și ca antrenor. Au trecut ceva ani de atunci, asta spune multe. Cu alte condiții, cu condiții mult mai bune după ce am plecat eu. Dacă vedeți restanțele sau litigiile care jucătorii l-au câștigat, pe care jucătorii l-au câștigat și se ridică la sume de sute de mii, în perioada aia nu cred că se depășea 200 de mii salariu. După ce am plecat eu, chiar și antrenorul PSI l-a avut un milion și rezultate n-au mai avut. Dar e un alt Rapid, într-un stadion nou, atmosferă foarte bună, cu un acționar care ambițios, care toată lumea îl cunoaște și mai mult ca sigur, e an de an își vă propune să joace la titlu. E o echipă cu un lot bun, cu jucători buni, cu un antrenor cu experiență bun. E clar, chiar dacă vin după eșecul de la Iași, eu cred că a fost un accident. Și mai mult ca sigur, ne vor tratat cu mare seriozitate, mai ales de incidentele care au fost după meci. Ar putea să vă ajute sau chiar din contră acele incidente? Se iau de la rezultat. Mi-aș fi dorit ca Rapid să câștige. Și plus de asta ce s-a întâmplat, nu vreau să comentez că nu e treaba mea, au un regulament. E vorba de respect. La noi, jucătorii români, asta e problema. Să mulțumesc cu puțin. Nu știu când să bea, nu știu când să, eu știu, să bă, nu știu nimic. Deci ei, la ei un amestec așa, dar banul pe primul plan, numai de bani, bani, bani vorbim. Performanța e locul 2. Adică nici eu n-aș accepta. Adică după un meci, chiar dacă câștigam, e vorba de oboseală, de asta nu... Plus că joci la 3 zile, dar v-am zis că nu-i problema mea.
Nu știm cum o să fie. Sigur că sunt doi jucători titulari. E problema de under, e problema de fundaș stânga, dar eu zic că au soluții. Nu-i prima oară când ăsta Borzan a jucat, când a mai fost parcă suspendat sau accidentat. Deci au soluții. Iar de la mijloc în sus au calitate foarte bună și pot să facă diferența. De aia să fim foarte atenți. În momentul când pierdem mingea să nu le dăm spații, pentru că au viteză, au calitate de unul contra unul, tehnică bună. E o echipă puternică. Bun, e acea interdicție, dar mă gândesc că e pus o sumă, dacă vreți să... Cât e? Așa păi de curios. Împrumută-ne tu și riscă. Nu, așa de curios. Nu știu. Tu, Dore, tu știi ceva? E o sumă ceva? E, normal că e o sumă. Da, de asta spun. Nu e vorba de sumă, e vorba de... Ei n-aș vrea să-i expun. Și la Mico sunt așa, un pic cu... Va fi cu semnul întrebării dacă îl bag sau nu îl bag. Dar sigur o să joc. Bun. Mico abia așteaptă. Știi cum e? Așa e o senzație. Nu știu ce simte el, dar ce simt eu. Și, totuși e un jucător bun. Și a fost așa ușor lăsat să plece. Ok, joacă. Dar din moment ce ne-au pus clauză, chiar nu sunt pozitiv față de el. Dar Michi, îmi doresc ca el să intre, să joace mult mai bine decât a făcut-o ultimele două meciuri, să și dea gol și așa o să vadă și reacția publicului, cum va fi. Păi Tur a jucat bine. Poftim? Tocmai a jucat, chiar foarte bine a jucat. Cristi cum e? Dar cred că a rămas la Oradea, dacă nu l-am mai văzut în ultima perioadă, nu știu pe unde. Cristi cum e la schimbare? E glumă, da, e o glumă, da, vă rog, e o glumă. Cristi cum e la schimbat și în vederea meciului cu Rapid, știind că nu o să-i aveți pe cei doi și... Și am înțeles că a cerut schimbare, că a obosit Cristi Mihai. Da, ne v-am zis, jos pălăria pentru un jucător care anul trecut juca în Liga 3-a. Și mă bucur, eu am vorbit cu el tot timpul, ținând cont de lipsa de experiență, de jocuri. I-am zis, în momentul în care nu ești 100% și intervine oboseala, n-are rost să stai în teren. După fond de oboseală, faci greșeli. Am soluții la schimbare, la mijlocul terenului și alții o să aibă posibilitatea să joace. Ce mă doare că s-a văzut în momentul când el a ieșit, pentru că dă echilibru. Chiar dacă are vârsta care o are, dă echilibru și cei care joacă în jurul lui joacă bine. S-a văzut. În momentul când el a ieșit, n-am mai blocat culoarele și la construcție am suferit. Este genul de meci din care avem doar de câștigat sau avem și de pierdut, având în vedere situația din clasament și speranțele care au apărut? Bine, dacă nu erau ultimile trei meciuri și dai seama că nu mai e, să zici, bă, nu mai sunt meciuri. Așa ca mine, ca antrenor, domnule, nu avem nimic de pierdut. Obiectivul nostru a fost și este să ne salvăm de la retrogradare. Acum am ajuns în situația asta, chiar am fi fraier să nu profităm. Toată lumea e entuziasmată, toată lumea, visează și e bine ca în viață să visezi. Și noi, și jucătorii, ne gândim. E clar că nu ne ducem acolo doar să ne prezentăm. Clar că mergem ca să încercăm să luăm cel puțin un punct. Câte puncte? Și am făcut-o, deci, cu echipele bune și contra lor. Țineți bine că n-a fost din contră. Parcă țin minte că am avut un gol... Mai valabil că nu se putea, dar nu era varul. Mai valabil că... Bine poziționat la... Mai valabil că multe care au trecut. Alufarul. Că au mai fost. Cu Sepsi. Da. Și nu, dar ca joc a fost ok. Exact. Și noi totdeauna am făcut jocuri bune cu echipele care joacă, care atacă, exact. Care nu, vin să se apere. Criza, de fapt, e continuă. Da, acum sincer, eu la pauză am vrut să-i schimb. Dacă nu dădea gol, nu, aleas reacții așa, tactice. Jucătorii sunt siguri când fac o greșeală că se uită spre bancă, nu spre mine. Dar după ce a dat gol Marcelo, am zis, bă, nu e momentul să schimbăm. Și Andrei, v-am zis, și aici vorbeam de Mihai, dar și de Andrei.
când joacă Andrei bine și echipa e mult mai, eu știu, ca joc, mai consistent. Adică el e omul care face legătura între apărare și atac, e omul care poate să facă diferența, e omul care poate să vină cu un șut la poartă. Am vorbit cu el, poate și el o fi fost afectat că mi s-a făcut rău și nu știa din cauza lui sau din cauza avionului sau din cauza vremii. Dar avem nevoie de Andrei și eu îmi doresc foarte mult ca el să aibă o prezență bună și o evoluție bună, pentru că v-am zis că se simte. De câte puncte mai avea nevoie? Ca să... Nu fac calcul, că destul atâtea calcule văd și toate... No, no, no. De ce? No. Eu zic că 6 puncte. Da. Dar eu nu fac calcule. Nu. Dar... Să se uite Gigi la meci? Nu știu dacă să se uite. Da. Ar putea să se uite pentru viitor. Am jucători buni, ar putea să se uite la echipa mea în joc. Ne așteaptă o partidă dificilă în Giulești. Venim după o perioadă bună în care am avut rezultate și avem rezultate foarte bune. Mergem cu încredere și ne dorim să câștigăm punct sau punct. Tu personal ești într-unul dintre cele mai bune momente din cariera ta? Nu știu dacă pot spune că sunt e cel mai bun moment din cariera mea, dar sunt conștient că trec printr-o perioadă bună. Este rodul muncii pe care o depun zi de zi. Și mă bucur că, în primul rând, că sunt sănătos și că fac ceea ce îmi place, pentru că asta e cel mai important lucru. Întreb asta și pentru că, de exemplu, n-ai prea apucat să te bați, să zic, la primele locuri, la echipele la care ai fost... Nu știu, e o șansă importantă acum să joci și în play-off? Simți că, nu știu, poate un ultim tren pentru tine? Până la 25 de ani am jucat la echipe care se băteau la primele locuri, atât în România, chiar și când am fost în străinătate. Într-adevăr, în ultima perioadă a carierei mele nu am mai fost la echipe care își propuneau obiective îndrăznețe, dar știu cum este să fii în partea de sus a clasamentului. Noi ca și club, și clubul în ADN-ul lui are această experiență și această obișnuință de a fi în față, chiar dacă în ultimii ani nu s-a întâmplat acest lucru, așa că cred că sunt toate premizele pentru, să zic așa, următorul pas în dezvoltarea acestui club. Bun, Rapidul are doi atacanți care marchează pe bandă rulantă. Bine, au avut la Iași această sincopă, dar cum pot fi opriți Rahmani și Burmaz? Într-adevăr, Rapidul are o echipă puternică cu jucători individual care au calitate. Printr-o bună colaborare, noi vom merge în Giulești să ne facem jocul pe care îl antrenăm aici în fiecare zi, și printr-o bună colaborare, prin atenție la fiecare detaliu. Deci nu sunt lucruri, cum să zic, speciale pentru acest meci. Vor fi aceleași lucruri și vom face aceleași lucruri pe care le facem la fiecare meci și mergem cu încredere și determinare. De obicei ești obișnuit să joci cu public alături, acum e clar că în Giulești o să aveți publicul împotrivă, pe mai jucat acolo, cât de greu e să absorbiți acea atmosferă de acolo? În primul rând e cel mai bun lucru de care poate să aibă parte un jucător de fotbal, să joace pe stadioane cu tribunele pline. Deci și acest lucru este o motivație suplimentară pentru noi, că jucăm în fața unui stadion plin, cu atmosferă propice pentru un meci important. Ce ar însemna pentru UTA să joace în play-off? Te întreb acum, pentru că s-a văzut și pe imagini, parcă și, nu știu, la salutul după meci, parcă ai realizat că sunteți, nu știu, așa, într-un moment
într-un moment în care puteți schimba cumva, neapărat acum istoria, că istoria a făcut alții mai importanți, dar oricum trendul, să zic așa. Ar fi o performanță importantă pentru acest club în această perioadă istorică, să zic așa. Și dacă mă uit în urmă, cum în urma în acest sezon, cum s-a pornit la drum și toate lucrurile foarte dificile pe care le-am întâmpinat, începând cu masiva restructurare a lotului, timpul foarte puțin la dispoziție pe care l-am avut să creăm această echipă, apoi știți și dumneavoastră, am plecat pentru câteva luni din Arad și am pierdut o mare parte din puterea noastră pe teren propriu, care este 12-lea nostru jucător, publicul spectator. Și având în vedere toate aceste lucruri foarte dificile pe care le-am avut de înfruntat, totuși am reușit să creăm o echipă solidă care poate să joace fiecare meci la victorie. Eu cred că, nu știu, finalul acestui sezon regulat, dacă la finalul acestui sezon regulat vom fi în play-off, cred că ar fi cu aceste ingrediente pe care le-am expus mai devreme, cred că ar fi o performanță importantă pentru club. Procesul tău, nu știu, de creștere, de experiență, a dus și la situația în care ai să ai două cartonașe galbene după 27 de meci, nu cred că ai mai avut vreodată care. Da. Și unul dintre cartonașele galbene de care nu sunt mândru, că l-am luat pe Vociferer la meciul cu Botoșani. N-ai mai fost în situația asta să ai după 27 de meciuri. Nu mi-aduc aminte, dar cred că nu. Da, într-adevăr. Cum să zic, nu am fost un jucător foarte, foarte dur. Se iau foarte, foarte multe cartonașe. Acum, probabil că având mai multă experiență, reușesc să gestionez și mai bine intrările mele, așa încât să nu ajung să iau cartonașe foarte multe. Și asta e un lucru bun din punctul meu de vedere. Rapidul e mai, nu știu, periculoasă în condițiile care a pierdut la Iași acum? Sau poate să aibă? Nu știu ce să zic. Este o situație care poate avea, nu știu, două tăișuri, să zic așa. Ori poate ei cu siguranță vor vrea să aibă o reacție după ceea ce s-a întâmplat la Iași, dar nu știu cât ne influențează pe noi sau ne interesează pe noi, pentru că totul ține de noi la meciul de mâine seară, de cum vom reuși noi să fim aceeași echipă pe teren, cum am fost la ultimele meciuri, să avem aceeași ambiție, aceeași dăruire și cred că lucrurile vor fi bune pentru noi. N-ai probleme la urmă? Poftim? N-ai probleme la urmă? Mă mai doare puțin numărul, dar nu sunt niște probleme așa de grave încât să, nu știu, să-mi afecteze evoluția. Ai fost coleg cu Alex Albu la UTA. Cum crezi că simte la acest moment, care, nu știu, e exclus din lot, dacă a greșit tare? Nu știu, e dificil să comentez eu situația lui. Categoric nu este o poziție plăcută în care se află acum. Dar va trebui, așa cum a ajuns în această situație, va trebui să găsească resursele necesare și să treacă de ea, să treacă de această situație neplăcută în care se află. Sunt absențe importante pentru ei? Albu și Borza. Da, având în vedere că au jucat regulat în primul 11, e posibil să cântărească dar în aceste absențe. Dar în același timp, lotul lor este unul și numeros, dar și calitativ, așa încât cu siguranță au soluții să-i înlocuiască pe cei doi.